Asta este vocea. Asta este capul. Asta este televiziunea. Că mâine pe TVR începe vocea... Eu sunt actor. Și atunci, din punctul meu de vedere, emoția este foarte importantă. Nu cred în oamenii perfecți. Nu cred că există, adică nu cred că există oameni perfecti. Tindem. Și vin în șir India, să ajungem să primim pare când. Ajungem aproape de, dar nu cred că sunt cei mai iubiți acești oameni. Oamenii în general iubesc cum să zic eu, oamenii care transmit emoții. Iubesc artiștii care transmit emoții, pentru că de fapt asta căutăm când ascultăm o muzică, când vedem o piesă de teatru sau un film, căutăm emoții, multe emoții, asta ne interesează. Pentru toate celelalte există aplicații. Carisma? Nu, eu cred că e o chestie din naștere, te naști cu ea, adică poți, nu cred că altfel s-ar fi predat la facultatea de teatru și, cum să zic eu, carisma. Da, nu e pentru că nu e o chestie pe care s-o antrenezi sau s-o descoperi. Nu. Ai o ai sau nu ai. Da, eu trebuie să fac îmbrățișare. Păi, da, hai. Doamne, dar ce îmbrățișare! Bravo! Mulțumim! Bravo! Ce mă face pe mine atât de... Bine, mă sperie asta cu iubit. De fapt, aș fi ipocrit să zic că nu-mi place. Ba, îmi place această senzație. Știi, poate unul dintre cele mai frumoase complimente pe care mi le-a dat cineva și mi-a spus că sunt omul potrivit la locul potrivit. Atunci, la momentul ăla, mi s-a părut că e un clișeu, că e o chestie banală. Și am zis, na, mai bine spuneai cu totul altceva. Dar după aia mi-a dat seama că, de fapt, e complimentul cel mai important pe care îl poți primi. Și după aceea, de la omul simplu, asta era de la un artist, acest compliment. După aceea, de la omul simplu, mi se spune, noi parcă ai fi de-al nostru, de acasă, parcă zici că te-ai ridicat cu noi de la masă. Și probabil că asta iubesc, e naturalița mea, tipul de natural pe care îl am, pentru că nu, eu nu sunt tipologia de prezentator, mă rog, aia frumos, înaltă, tipologia de prezentator înalt, slim fit. Nu, eu sunt un om căruia îi place să mănânce, îi place să se distreze, sunt cu o greutate fluctuantă și probabil că asta iubesc oamenii. De fapt, se regăsesc în mine. Mă mai surprins și mi-am luat atitudinea de social media. M-am săturat sau nici nu sunt genul care să spun uite-te pentru că va fi sezonul sezonurilor, va fi, cum să zic eu, excepțional, va fi, pentru că sunt clișee. Eu zic, uitați-vă la Vocea României pentru că va fi exact ce vă așteptați să fie. Va fi Vocea României. Este exact, așa am mai spus-o, exact ca la o mâncare. Când comanzi un... mulțumesc pentru aplauze. Când comanzi un ciolan cu fasole, nu te aștept să fie spaghete, nu? Sau să zici... sau nu zici, domnule, da, vreau un ciolan cu fasole și ți se aduce ciolan... un ciolan... Nu, eu vreau ciolanul ăla cu fasolea, cu gustul ăla, că de fapt asta îți place, să ți se, cum să zic eu, să-ți fie îndeplinite așteptările. Uitați-vă la Vocea României pentru că va fi chiar Vocea României. Ce vă așteptați să fie?